Bine v-am regăsit, dragii mei! Am niște noutăți să vă arăt, să trec direct în subiect, așa cum v-am mai obișnuit, pentru că nu prea e timp foarte mult și trebuie să profităm de el. Bineînțeles că e seară mai târziu și trebuie să ne mișcăm repede, cum se spune. Am de gând să vă prezint săptămâna începând cu 23 aprilie până pe 30, sau poate chiar și mai degrabă, de pe 22 până pe 30 inclusiv, pentru că apoi va veni Paștele și toată lumea va fi pe acasă, bănuiesc, sau cu prietenii, cu familia și, în general, sunt zile pline și zile vesele, să sperăm, pentru toată lumea, când vorba aceea se servează cea mai importantă sărbătoare, se sărbătorește cea mai importantă sărbătoare din creștinătate. Până la urmă, eu vreau să vă spun că nu e de neglijat nici Paștele Catolic, pentru că totuși sunt niște calcule care se fac legate de luna nouă, iată. Deci, acesta este singurul calcul pe care se ține cont în, să zicem, viețile noastre. În afară de zodiacul chinezesc, care, iată, ține cont foarte mult de luna nouă și, practic, la a doua lună nouă, după solstițiul de iarnă, se intră în anul nou chinezesc, adevărat, anul lunar. Iată că și popoarele creștine țin cont de acest fenomen astronomic de lună nouă, da? Contează foarte mult. Bun, haideți să vă arăt ceea ce a mai sosit, ceea ce este important. Și anume, pe lângă zarurile acestea minunate pentru prosperitate, care ajută pentru crearea prosperității și pentru a avea noroc de bani, am să vi le despachetez aici. Sunt pe auriu, da? Sunt pe auriu. Cred că le știți mulți dintre voi, le-au achiziționat. Iată-le. Încerc să le apropii cât de mult pot. Ele au o inscripționare a unui calcul de roșu foarte interesant pentru cei care joacă la jocuri de noroc sau joacă la pur și simplu la loterie, da, tocmai pentru a aduce noroc, deci fiecare zar în parte are acest marcaj. Vreau să vă spun că există un pandantiv și la noi în magazin și pe site-ul nostru, pe romania.ro, care are exact această inscripționare pe una dintre fețele sale. Când o să fie puțin timp, o să vi-l arăt. E un pandantiv rotund, practic, care seamănă cu celelalte de protecție, numai că este pentru protecția prosperității, da? Și se poartă în mod uzual tocmai pentru a avea noroc în prosperitate și pentru a, de exemplu, recupera din banii care au fost dați cu împrumut sau, eu știu, au fost dați cuiva tocmai în scopul de a obține înapoi, totuși, nu doar donație. Da? Deci trebuie să avem grijă ce folosim pentru a... Depinde pentru ce tipuri de prosperitate vorbim. Dacă s-au dat niște bani care trebuie să fie recuperați și noi mai reușim să-i recuperăm, sunt aceste zaruri, este acel pandantiv. Dacă dorim prosperitate în urma, obținută în urma unui joc de noroc sau... Bine, nu o să obținem o casă, da? Un joc de noroc, să nu fim absurzi. Dar acolo niște bănuți, mă rog, care în loc să pierdem, mai bine câștigăm, evident. Sau la loterie, sau la orice alt joc de noroc, de genul, mă rog, în cazinouri, cine merge, noi nu ne ocupăm cu așa ceva, dar spun că sunt oameni care se ocupă de așa ceva, sau joacă poker pe internet, sau mai știu eu ce joacă, pe bani, da? Este bine să aibă aceste zaruri asupra lor, sau acel pandantiv, da? Bun, acum vorbim, rămânem în sfera aceasta a prosperității, ce-au mai sosit acum în stoc la noi, și le găsiți pe site-ul nostru, evident, pe romania.ro sau în magazin la noi pe Turda 100, dar v-am spus, programul este destul de limitat cu clienții, din păcate, este miercurea în principiu și fiecare are alocat 20-30 de minute sau fiecare familie are alocat 20-30 de minute cu programare. Acum, ca să nu divagăm, deci acest pandantiv se numește pecetea pământească, are un cristal galben mare. Da, o să vi-l arăt, e numai pe auriu, deci nici nu poate fi în argintiu acest pandantiv. Este, practic, o amuletă pandantivă, are lanțul auriu, da? Are mantra de prosperitate și are acest cristal. Cred că vă spune ceva, a existat și sub formă de amuletă în alți ani, dar a revenit în stoc sub formă de pandantiv. Poate fi purtat
La gât poate fi purtat și ca amuletă în săculeț. Știți că noi vă dăm niște săculeți care vă ajută să le păstrați în siguranță, în gențile dumneavoastră, în rucsacuri, în, mă rog, fiecare ce are în borsete și așa mai departe, chiar și în buzunare. Eu nu-l puteam pune astăzi la gât pentru că am cercei cu silaba om care sunt din argint și îmi place foarte mult, îl am și eu. Atunci când port auriu, îl folosesc foarte des când port auriu însă. Deci cei care sunteți iubitori de auriu, vi-l recomand. Cei care sunteți iubitori numai de argintiu, vă recomand pandantivul pentru prosperitate care este și aici în magazin și pe site, care este cu auriu și argintiu împreună, dar mai există și unul doar în argintiu. Da? Doar în argintiu, cu acele cercuri concentrice, poate o să vă și prezint pandantivele pe care le avem de mult timp și le primim constant. Cele pe care vi le expun aici, le aveți în magazin și multă lume vine, se uită la ele, le cumpără, le achiziționează, sunt toate foarte frumoase. Există și pandantive pentru sănătate. Acum, sigur, nu vreau să plec de subiectul pe care mi l-am propus. Deci eu vreau să vă prezint astăzi numai lucrurile nou venite. Iar ceea ce trebuie să știți este că există niște păsări. Multă, foarte, foarte, foarte multă lume m-a întrebat cum să facă să-și vândă apartamentul sau casa sau mașina. Există un remediu și un mic ritual, dar mic. Pentru ritual o să vă rog să ne contactați prin SMS sau la numărul pe care îl vedeți pe ecran, acela cu 499 la sfârșit, sau la Marian, eventual pe telefonul lui Marian, dar cel mai sigur la mine pe telefon este cel mai sigur că eu să vi-l scriu în SMS. Absolut cel mai sigur așa. Nu multă lume cunoaște ritualul și nu este chiar recomandat să-l... Păi ocupă ceva timp, da? Spațiu de emisiune și este mai bine să vi-l dau personal, da? Într-un SMS sau la telefon. Nu e cine știe ce, e foarte ușor de aplicat și se folosesc aceste păsări pe care am să vi le prezint. Sunt mai multe feluri de păsări. Să știți că noi le avem și pe celelalte, care sunt puțin mai ieftine. Acestea o să fie pe internet, dar vreau să vă spun că rolul acestor păsări care se agață în casă pe palatul de orientare, atenție, deci nu la ușa de la intrare, ci pe palatul de orientare, pentru că de cele mai multe ori nu ușa de la intrare, adică 90% nu este ușa de la intrare cea care asigură orientarea casei, ci alte criterii sunt, trebuie să vă explic eu, adică ocupă prea mult, este de fapt materie de curs, să vă spun sincer, și nu pot acum în emisiune, că nici nu s-ar înțelege perfect. Dar ideea e următoarea. Aceste păsări ar trebui puse în sectorul de prosperitate, atârnate amândouă, că este masculul și femela, în acest set. Vine set, deci nu aveți ce să-i faceți. Și setul arată așa, sunt păsări din ceramic. Atenție cum le atârnați, că nu pot fi sparte, că ar fi o nenorocire în momentul în care s-a spart una, trebuie să cumpărați un nou set. Pentru că nu se vinde altfel, sunt amândouă în cutie. Da? Aceste păsări foarte frumoase sunt pentru prosperitatea casei, aducătoare de vești bune și de prosperitate în casă. Sunt, haideți să vi le arăt amândouă în același timp. Da? Una este cu ciucure roșu, cealaltă cu ciucure galben, una este femela, celălalt este masculul, aceasta este femela. Da? Practic, ele ar trebui să stea cu fața orientată spre casă, iar atunci când se vinde apartamentul, o să vă explic unde trebuie atârnate și ce trebuie făcut. Dar pentru prosperitatea casei în sine, deci nu neapărat dacă vă vindeți ceva, apartament, mașină sau mai știu eu, casă, pur și simplu acestea se atârnă în interiorul casei, în sectorul de prosperitate din anul respectiv. Și vor trebui mutate ulterior, asta în cazul în care nu v-ați calculat amprenta casei. Deci aceste păsări trebuie puse orientate cu fața spre casă, spre cameră, da, nu spre ieșire, nu spre geam, în cazul nostru, puse anul acesta în sectorul de vest al casei, ca să vă spun mai pe șleau, adică unde vine steaua 8 a prosperității. De asemenea, mai pot fi atârnate în centrul casei, pentru că acolo avem o stea 6 a prosperității indirecte, a prosperității în viitor. Prosperitatea în viitor, da? Bun. Deci acestea se atârnă împreună, atenție, împreună, nu una într-un colț și cealaltă în alt colț, sau una în centru și una în vest, nu.
împreună, ori în vest, ori în centru. Dar idealul ar fi în centru casei. Au aici ață, da? De atârnat. Deci, fără nicio problemă, e o ață roșie, foarte rezistentă, atenție, deci poți să tragi de ele, dar ideea este să le atârnați de ceva solid să nu cadă. Pentru că ele nu sunt foarte ușoare, ele sunt din ceramică, da? Sunt foarte frumos executate, după cum vedeți, și se așează, repet, în sectorul de prosperitate în fiecare an. Anul viitor, după 31 ianuarie, când se intră în anul de tigru, sectorul de prosperitate se va muta în nord-est, în nord-estul casei, da? Vom mai discuta atunci. Deci toate remediile de prosperitate ale casei și ale biroului se vor muta anul viitor, pe 31 ianuarie sau după 31 ianuarie, când puteți, cât de repede după 31, în sectorul de nord-est. Deci vor migra din vestul casei sau din centrul casei, unde ați putut să le puneți, în nord-est. Nu va fi o altă posibilitate pentru steaua 8 decât acolo. De asemenea, centrul casei nu va mai avea steaua 6. Steaua 6 se va muta nord-vest anul viitor. Dar vă vom mai vorbi. Din nou, amuleta anului, pe care v-am mai prezentat-o de câteva ori anul acesta. Amuleta anului care are bivolul roșu, care ajută pe toată lumea, pe toată lumea, pe toate zodiile, chiar și pe nativii oaie, da? Chiar și pe nativii oaie. Are o mantră pe spate și un simbol pentru prosperitate și pentru, deci, abundență în general, și este o amuletă de protecție, să știți, pentru a vă împrieteni cu anul bivolului, da? Apoi, ce mai este important, este un remediu pentru victorie și succes. Se numește Standardul Victoriei și al Succesului. Atenție, așa arată. E puțin mai nou, a mai fost și în alți ani, deci s-a reluat producția lui, să spun așa, pentru că este un remediu important pentru a avea succes, pentru a reuși în job, în carieră în general, și este puțin mai mic decât ce a apărut în anii trecuți, deci pentru cine nu are spațiu în geantă sau în portofel, dacă, mă rog, se vrea purtarea lui în portofel, dar nu e musai, în buzunar, în geantă, are o agățătoare mai micuță, dacă observați, adică o agățătoare normală, chiar la gaica pantalonilor, da? Pentru domn, să zicem, la gaica pantalonilor sau chiar a fustelor, până la urmă, mai ales cele cu buzunar, ca să nu se vadă, dacă chiar doriți să se vadă. Și în genți sau în rucsacuri, iarăși este binevenit, pentru că știți foarte bine, există doar un singur card metalic care poate să vă ajute pentru succes și victorie, se numește Victory and Friendship, adică victorie și prietenie. Nu este unul specific pentru, nu s-a fabricat unul specific pentru a susține steaua 1 a succesului și a victorilor. Deci, practic, există doar amulete pentru susținerea acestei stele și iată, acum, acestea au sosit în stoc de curând, sunt pentru a susține steaua 1 și nu trebuie decât purtată până la urmă. Vreau să vă spun că au revenit în stoc optarii. Nu sunt foarte mulți, așa că cine se grăbea sau îi dorea, există optarii aurii și optarii albaștri, da? Și o să vă mai arăt acum, imediat, un remediu nemaipomenit de util. Se numește oglinda casei Yin. Știți că plăcile sunt pe terminate, dar ne-au sosit oglinzile casei Yin. Pentru cei care simțiți că mai aveți nevoie și nu vi le-ați achiziționat, se găsesc foarte greu acestea și sunt foarte încântată că au revenit în stoc. Oglinda casei Yin poate fi pusă cu fața, vă arăt imediat, poate fi pusă cu fața oricum spre casă, nu contează că e cu oglinda sau cu trigrama respectivă, important este să fie. Deci ori aveți placa casei Yin, pentru mai ales celor care le trebuie, fie aveți oglinda casei Yin. Eu vă spun, ca și cu placa Taisui, că este cam aceeași situație, această energie vine pe anumite zodii sau vine în anumite sectoare, da? Și influențează anumite zodii în mod negativ în anul respectiv. Dar anul viitor se schimbă și va influența alte zodii și alte sectoare. Pe lângă acest lucru, este bine să avem aceste plăci, placa Taisui și placa casei Yin, toți în casă, pentru că, practic, sectoarele astea, dacă nu sunt protejate, această energie acționează oricum
chiar dacă tu ești afectat ca zodie de casa Inca a sosit pe sectorul tău, fie că nu. Pentru că sectorul nefiind protejat, el automat, deci ea ca energie există. Cei care au rude în vârstă sau prieteni mai în vârstă, mai bolnavi sau, Doamne ferește, foarte aproape de a pleca dincolo, e bine să aibă oricum aceste plăci, tocmai pentru a nu fi foarte, foarte, foarte afectați și ei în plan fizic și emoțional de această situație. Ei vor fi oricum afectați, oamenii sunt afectați oricum, dar placa aceasta de multe ori protejează în a nu se întâmpla atât de repede, în a se întâmpla lucrurile într-o altă modalitate, fără suferințe și fără suferințe de ambele părți, știți? E delicată explicația, pentru că toate acestea fac parte, adică mă refer la placa casei Yin și la casa Yin în general, face parte mai mult din noțiunile din Feng Shui spiritual și întotdeauna acestea sunt mai greu de explicat, pentru că trebuie într-adevăr o zi întreagă să stai să explici, pentru că lumea trebuie să înțeleagă că vin cu niște conotații spirituale foarte adânci, sunt foarte protective și poate că e greu de crezut că o simplă placă te poate proteja atât de puternic. Dar dacă o amuletă a proceselor face atâtea minuni, văd, în lumea celor care au procese săraci și chiar nu le merită sau, mă rog, sunt nedreptățiți și aceste amulete chiar au făcut minuni, de vorba aceea încă le mai mirăm și noi, de multe ori, vă dați seama că clar aceste plăci care de ani și ani de zile am feedback-ul despre ele și o am eu în casa mea, avem noi, adică le folosim, vă spun, noi nu facem decât, placa casei Yin are un mare avantaj, doar o muți unde vine casa Yin în fiecare an. Ca și oglinda aceasta pe care o să vă prezint acum. Deci, nu este cazul să trebuiască să o pui deoparte sau să o arunci, cum este la placa Taisui. Pur și simplu, placa casei Yin, ca orice alt remediu, va trebui mutată în anul următor, în sectorul sau unul din sectoarele, pentru că sunt două casein, ați văzut, într-unul din sectoarele în care se poate pune în casă, că poate celălalt sector nu ai cum să o pui. Deci nu vă trebuie două, vă trebuie doar una. Dar una și bună, știți? Ori oglinda casei in, ori placa casei in. Și vă spuneam că plăci mai sunt foarte puține, cel puțin în acest moment, pentru că este al treilea transport de plăci. S-au dat și au sosit însă aceste oglinzi pe care le-am avut în anii precedenți și iată, nu se mai fabricau și acum s-a reluat fabricarea, din fericire. Așadar, oricare din ele, oglinda casein ocupă spațiu și mai puțin decât placa casein, care deja nu era mare deloc. Nu văd de ce nu ne-am protejat. Anul acesta, cei care sunt nativ șobolan sau nativ oaie sau nativ maimuță, trebuie să aibă în vedere următorul aspect. Deși sunt două case in, două energii, una pe șobolan, una între oaie și maimuță, cei care sunt zodiile acestea trei ar trebui să-și amplaseze placa în sectorul reprezentativ al zodiei sale. Adică, nativii șobolan, dacă aveți un nativ șobolan în familie, e bine ca acea placă să stea în nord. Dacă aveți un nativ oaie sau maimuță în familie, să stea în sud-vest. Dacă nu aveți niciun nativ, nici șobolan, nici oaie, nici maimuță, amplasați-o în nord dacă puteți. De ce? Pentru că casa Yin de multe ori vine exact pe o zodie. Pe când în cazul celelalte situații vine între două zodii. E, asta nu e o regulă. Poate să vină două case Yin între două zodii într-un an sau două case Yin pe o singură zodie fiecare din ele. Ei bine, când cad pe o singură zodie, una din ele când cade câte o casă in pe o zodie anume, ori șobolan, ori bibul, ori tigru, ori ce-o fi, e bine să fie amplasată acolo pentru că este mai puternică, cu atât mai mult este mai puternică la șobolan pentru că este însoțită de steaua 2, de steaua bolilor. Așadar, poate să-i dea chiar nativului șobolan boală sau îmbolnăvire sau, Doamne ferește, și mai rău. Deci, tocmai de aceea, cei care au un nativ șobolan în familie, în casa lor, adică unde își amplasează această placă a casei Yin, acolo ar trebui pusă în nordul casei. Dar, repet, cei care sunt nativ oaie sau nativ maimuță și o amplasează în sud-vestul casei. Da? Pentru că casa Yin a doua cade în sud-vest 2, adică între oaie și maimuță. Oaia privește la ea, maimuța o lasă în spate, dar este și ea afectată.
Așadar, cam așa se gândește în cazul acestor energii, că am vrut să fac puțină lumină, fiindcă există foarte multe întrebări și este firesc să existe întrebări, atunci când nu mergi la un curs de începători. N-ai de unde să ți le iei. Noi am postat, am pus filă de jurnal în agenda noastră cu această casă IN, dar e posibil, adică există acea diagramă a celor 24 de munți și în calendar și în jurnal. Însă nu toată lumea înțelege, nu toată lumea e atentă la anumite explicații, poate chiar ale mele. Nu se găsesc informațiile pe internet și este de la sine înțeles că aveți nevoie de mai multe specificări și mai multe notificări sau explicații. Este firesc. Noi le explicăm, repet, la cursul de începători mai mult, le reluăm la cursurile de avansați și foarte, foarte mult le explicăm la extravaganța. Deci acolo chiar le explicăm mai mult, pentru că acolo ne confruntăm cu prezentarea anului în sine ca să înțelegem ce se întâmplă dacă au venit aceste energii în sectorul respectiv. Deci e foarte important să înțelegem, nu așa doar că să repetăm ce a spus Anca sau ce a spus Marian. Deci e important, eu îmi doresc foarte mult ca dumneavoastră să înțelegeți importanța acestor energii și cum se manifestă ele sau unde cad ele. Sunt și anumite calcule. De exemplu, cele trei ucideri. Se calculează unde vor cădea la anul, peste 2 ani puteți afla și peste 10 ani unde o să cadă. Dacă știți calculul, se învață la cursul de începători Feng Shui. Iată, a fost cursul de începători al doilea pe anul acesta online. A mers foarte bine. Acum, mă rog, au fost, să spunem, a fost poate că puțin mai mult timp. Să știți, contează foarte mult când sunt locurile limitate. Este deosebit de bine. De aceea am ținut foarte mult să nu mai fie chiar atâția oameni ca la primul curs, pentru că sunt multe întrebări la sfârșitul cursului și fiecare are dreptul la câte o întrebare măcar. Așa că am putut să, zic eu, să ținem cont de toate întrebările esențiale care au fost adresate. Timp de o oră am răspuns la acestea, de la ora 6 la ora 7 seara. Deci cursul de începători întotdeauna ține de la 11 până în jur de ora 6 seara, o singură pauză și e mult, e foarte mult de învățat, dar ajunge o zi, da? După aceea oamenii repetă și oamenii citesc mai mult, inclusiv din cartea de curs. O să trecem imediat la săptămână, la predispozițiile săptămânale. Haideți să vă arăt cât de drăguță este această oglindă, casa IN. De fapt se numește mai mult Yang decât IN, da? Nu e mare, observați, dar este inscripționată inclusiv la bază. Iată. Deci, are această trigramă, perfectul Yang se numește, și această oglindă, care nu vreau să o îndrept spre dumneavoastră foarte mult, dar ca să vedeți că de jur împrejur oglinzii există o mantră foarte importantă de protecție, foarte, foarte importantă, de protecție a dumneavoastră în casă, împotriva morții, efectiv. Împotriva îmbolnăvirilor și a morții, da? Să încercăm să apropiem cât mai mult. O să o vedeți fotografiată pe site-ul nostru, pe romaniafengshui.ro, da? Și cu baza și cu tot. Nu este mare, observați. E puțin tel mai mică decât în alți ani. Poate că sunt unii dintre dumneavoastră care o aveți din anii trecuți, puțin mai măricică. Și practic e același lucru, să știți că e mai mare sau mai mică, nu contează. Important este să fie. Și, repet, deci ar fi de preferat să o puneți în nord, în nordul casei, dar dacă nu reușiți în nordul casei, că poate aveți, nu știu, ceva foarte mare ca mobilier acolo și nu s-ar vedea, sau dacă este un mobilier foarte înalt, nu o să se mai vadă sus dacă o puneți pe un șifonier, atunci următorul sector, fără doar și poate, este sectorul de sud-vest al casei. În altă ordine de idei, ce a mai sosit și trebuie noi de neglijat deloc este coroana puterii, amuletă de data aceasta. Există și remediu, avem și remediu pentru casă. Coroana puterii, coroana, da, puterii, este o coroană imperială, așa îi spune, coroana regilor, coroana imperială, care are puterea de a vă aduce într-o poziție mai înaltă. Depinde ce doriți dumneavoastră, dacă doriți o poziție mai înaltă sau o apreciere a meritelor mai importantă pentru dumneavoastră în cadrul poziției înalte pe care o aveți, dacă doriți să accedeți, deci, la o poziție mai bună, în general vorbind, în plan social sau
în cariera dumneavoastră, e bine să o purtați cu dumneavoastră, iată, nu e mare deloc, deci se poate purta fără nicio problemă. Sigur că mai sunt. Niciodată nu o să ne ajungă timpul să prezentăm. De exemplu, au mai sosit dragonii, atât de folosiți și de doriți de toată lumea. Dragonii albaștri, de anul acesta, e un albastru cu verde puțin, pentru a conferi putere și protecție. Deci dragonul de anul acesta, explicam remediul, explicam și în alte emisiuni, nu are de a face cu zodia dragon, este pur și simplu remediu dragon, care vine în întâmpinarea, să zic, problemelor care putea să apară ale oamenilor și le previne sau le vă ajută să depășiți obstacolele. Da? Iată-l. Deci există mare, știți că există remediul, am și eu aici frumos în magazin, toată lumea îl admiră, și există sub formă de amuletă, da? Sub formă de amuletă. Iată, se poartă asupra noastră, e adevărat, o amuletă tridimensională, nu este pe un pandandic, cu toate că există aștia aceea care este pe cetea cerească cu dragonul, care vă ajută foarte mult anul acesta și în îndeplinirea dorințelor. Trebuie doar să verificați pe site că sunt două amulete cu dragon. Una este legată de pecetea cerească și alta este cu dragonul propriu-zis în forma aceasta. Cealaltă are și mantră, este foarte adevărat, are simbolistică și mantră mai multă pe ea, dar este plat, da? Este o formă foarte frumoasă ca de floare, dar este plată. Bun. Ce mai vroiam să vă mai arăt, ce mai sunt ca noutate, cu toate că ei au revenit în stoc, adică nu este nimic nou sub soare, este pagoda celor 5 elemente, și apoi sunt cei 3 lei dachini roșii, pe care nu știu dacă vi-am mai arătat totuși, nu mai țin minte, îmi cer scuze, chiar asta nu mai țin minte, și anume, ei sunt puțin mai grei pentru că sunt dintr-un aliaj de metale, așa este firesc să fie, să știți, cam toate remediile. Iată, o să măresc puțin imaginea ca să vi arăt, pentru că nu pot să țin decât doi în cele două mâini. Câinele Fu, pentru protecție, este cu laba pe globul pământesc, deci este un câine Fu mascul, obligatoriu, care este de fapt un leu, e un câine leu, da? Haideți să încercăm. Și ceilalți doi, care sunt diferiți între ei, stați așa să vi arăt pe ceilalți doi, cu niște plăcuțe, pe care sunt inscripționate mantre de protecție împotriva a ce credeți? Deci sunt 3, da? În total. Acum cer scuze. Da? Sunt 3. Cei 3 lei dachini roșii. Așa se numesc. Deci acesta este un leu care are caracteristici și de câine Fu, da? Adică de câine de protecție. Dar sunt cei 3 lei dachini roșii care luptă cu cele 3 ucideri, deci cu energia celor 3 ucideri și cu steaua 3. Deci cei care nu puteți să vi-i puneți aceștia, sau cei 3 celești, celelalte statuete aurii, în sectorul de sud-vest unde cade steaua 3, atunci recomandarea este să-i puneți în estul casei unde cad cele 3 ucideri. Este esențial într-unul din aceste sectoare pentru că ei luptă cu procesele, adică să nu se întâmple sau să aveți succes în procese, cu cearta, deci ca să nu vă certați, să nu ajungeți la disensiuni, la agravări în comunicarea verbală, și luptă cu bârfa și cu invidia. Deci este un remediu extraordinar de puternic, mai ales când există sub formă de statuete, așa, sigur că există amuleta, au revenit și amuletele. Au revenit amuletele cu cele 3 scuturi de protecție, cu cei 3 celești, da? Deci v-am spus, au sosit mai multe, vreau să vă aduc aminte, și iată că acum sunt mai multe, nu foarte multe, că o să vedeți, se epuizează foarte repede, depinde când, știți cum e, că sunt foarte mulți care află și mai amână achiziționarea lor și după aceea se cam trezesc fără, dar eu mai atrag atenția că nu sunt multe, dar nu știu dacă lumea mă crede. Se pare că nu, uneori. După aceea ne roagă frumos să facem roșii și nu mai avem de unde. Bun, adică în sensul că durează. Uitați fețele de pernă, da? Vreau să vă arăt că mai sunt, eu cel puțin la magazin mai am 2 în acest moment din acestea. Astea, sigur, au revenit în stoc și se și dau foarte repede. Aceasta cu roșu,
Da, deci cu nodul mistic, da? Nodul mistic tibetan, fețe de pernă, vin bumbac, 100%. Sunt foarte bune pentru pernele de pe canapea, de exemplu, sau de la fotolii. Aceasta cu verde, nu știu dacă se vede verdele foarte clar, e un verde destul de pur, crud, așa. Aceasta care este cu un nod mistic, eu am doar una la magazin, cu nod mistic auriu, da? Cu bordura vișinie și cam atât. Cam atât mai este, da? Deci e bine să știți despre acestea. Nu vi le-am mai arătat de foarte mult timp. Nu au fost în stoc foarte mult timp. Au fost și s-au epuizat foarte repede și așa mai departe. Acum mai sunt. După care nu o să mai fie. Printre altele sunt și statuetele, acum am uitat să vi aduc aici, nu una, ci sunt mai multe, dar statueta aceea cu luu și cu fir de aur este superbă. Toate sunt superbe. Kuan Yin, zeița Kuan Yin în clopotul acela un clopot rezistent, știți, care nu se sparge așa de ușor, transparent. Există acel remediu, Phoenixul și Dragonul, pentru familie și pentru aducerea dragostei și a unității, a înțelegerii în familie. Întotdeauna Phoenixul și Dragonul sunt simbolul cheie pentru a aduce dragostea, înțelegerea, unitatea și puritatea în plan spiritual într-o familie. Aduce practic tot ceea ce este mai bun legat și de comunicare și de dragoste. Și mai sunt Fuk Luk Sau cu fir de aur și zeul bogăției cu fir de aur. Deci, iată, puteți să verificați pe site pe romaniafengshui.ro și să le vedeți. La multe vi se scrie și dimensiunea, ca să știți cu ce aveți acolo. Bun, singurul lucru pe care nu o să-l punem pe site-ul nostru, am văzut că sunt niște copii ordinare care le-au făcut unii, niște impostori, nu mai zicem, da? Sunt unii din Brașov, că nu pot să le spun altfel, îmi pare rău că trebuie să mă exprim așa, dar asta este. Tabloul cu muntele, care este în original, mă rog, fotografie din Malaezia, este de la maestra noastră, nu o să-l postăm pe internet, pentru că se fură poza, se face într-un mod ordinar, laminat sau mai știu eu cum, pe carton sau pe hârtie. Există la noi la magazin, doar la noi la magazin îl găsiți, se epuizează repede, comenzile vin, dar se epuizează, uneori vin câte 5, alteori vin 6, alteori vin 10, cel mai bun caz, dar, repet, se epuizează oricum, adică depinde câte sunt într-o săptămână, două sau dat, costă 200 de lei, 188 mai precis, și este la magazin și vă invit să-l vedeți aici. Este într-o mărime de 70x140. Eu mă uit la el acum. Da? De obicei se pune întotdeauna în spatele dumneavoastră la birou pentru susținerea dumneavoastră și ca poziție și ca autoritate. Foarte important pentru a vă susține, pentru a stabiliza situația dumneavoastră în carieră. Și acasă chiar, în spatele biroului sau deasupra patului. De ce nu? Este deloc greșit. Dar muntele trebuie să aibă niște caracteristici și vreau să vă spun că oricât ați căutat pe internet, nu se găsește poza. Deci mii și mii de poze au fost căutate, mi-au fost trimise de cursanți, de clienți și așa mai departe și nu s-a găsit asta pentru că nu are cum să se găsească. Da? Este poza făcută de ei, de echipa UFS, în Himalaya. Și trebuie să întrunească niște condiții, se învață la curs de ce. Da? Una dintre condițiile esențiale este să nu apară apă nicăieri în acea fotografie sau pictură. Deloc în raport cu muntele, da? Învățăm de ce să nu fie la cursul de începători. Bun, și la cursurile de avansați le repetăm. Haideți să trecem mai departe deocamdată la săptămâna despre care o să vorbesc, și anume 22 aprilie până pe 30 aprilie. 22 aprilie este o zi de șobolan sub elementul metal yang, o zi care aparține lunii de dragon, deci aceste două zodii sunt în armonie, sunt în alianță. Pentru tigri și pentru bivol trebuie mai multă atenție la posibile furturi, căzături, tăieturi, Doamne ferește, agresivitate verbală de asemenea și chiar și trădări.
Deci pot să fie mici accidentări, Doamne ferește, pot să fie trădări sau doar bârfe, dar este o predispoziție spre ceva din toate acestea, pot să fie toate, poate să fie numai o situație. Și vă trebuie amuleta rinocer și elefant la dumneavoastră, deci ar trebui purtată. Sau măcar amuleta Quang Kung, care e foarte bună împotriva trădărilor și accidentărilor și a furturilor, deci la fel de bună împotriva acestor aspecte negative. De asemenea, există cardurile Quang Kung și rinocer și elefant. Deci, cine preferă, mă rog, ce preferă, nu mai contează. Important este să aveți una din acestea. Deci, pentru bivol și pentru tigru, în mod special pentru tigru, bivolul mai este cât de cât ajutat, întrucâtva, nu mult, de zodia șobolan a zilei. Iepurele este penalizat pe relații și pe sănătate în această zi, drept pentru care i-am recomandat două remedii asupra sa, nativul iepure, și anume, pentru sănătate, odată pentru sănătate și, în al doilea rând, pentru protecție, da? Și mai ales pentru protecție în relații, în relațiile de cuplu, în relațiile de amiciție, în relațiile de la muncă, de asemenea. Deci i-ar trebui cei trei celești sau cele trei scuturi cu cei trei celești, da? Mai departe, următoarii afectați sunt chiar dragonul și șarpele. Dragonul este puțin mai irascibil în această zi de 22. Cam nu prea îi tace gura și este bine să, sigur, să-și exprime gândurile, dar depinde cum și le exprimă. Deci trebuie atenție la tonalitate și la modul de a comunica lucruri, pentru că este interpretat greșit. Poate să fie interpretat greșit total, adică înțeles cu totul pe dos. De asemenea, șarpele, care și așa e o zodie destul de neînțeleasă, în această zi se confruntă tot cu steaua 3 a certurilor și a proceselor. Atenție mare la comunicare, atenție cum vă exprimați ideile, repetați-le dacă este necesar și, bineînțeles, nu uitați de cei 3 lei dachinii roșii ca amuletă sau cele 3 scuturi roșii, acele peceți, acele 3 scuturi cu cei 3 celești sau pur și simplu amuleta clasică cei 3 celești. Deci ar trebui să aveți asupra dumneavoastră una din ele. După cum știți, pentru acest lucru nu prea a fost fabricat card. Deci lumea întreabă, eu vă spun, amuletă există pentru steaua 3 și pentru cele 3 ucideri, nu card, da? Există un card ajutător pe care noi îl avem la magazin, care este puțin atipic, da? Tot metal e la bază, dar e puțin atipic, dar nu este ca și amuleta, trebuie să recunoaștem ca cele 3 feluri de amulete, 3 scuturi cu 3 celești sau 3 lei dachinii roșii sau amuleta celor 3 celești nu este de asemenea calibru, că n-are cum să fie. E un card care e plat, da? Amuleta este tridimensională și are toți cei 3 atârnați. Mai departe, deci trebuie să aveți grijă la comunicare și dragonii și șerpii, da? Și să nu vă certați și să, pe cât posibil, cei care au procese, lor le va fi mai greu în această zi dacă se pune cumva, se programează procesul în această zi, pentru că pot să piardă. Dar având amuleta, aveți toate șansele să fiți protejați. Cei care aveți procese, nu uitați de amuleta proceselor. Astăzi am constatat că nu prea mai sunt decât foarte puține. Bun, mai departe, cei care mai sunt afectați sunt nativii câine și nativii mistreți. Aveți steaua 5-a dezastrelor și distrugerilor în această zi de 22. Atenție mare, mai ales nativilor câine, la cum comunică. Și atenție la sănătate, multă, multă, multă grijă pe sănătate și nativilor mistreți, pe care au un exces de apă în această zi, și nativilor câine, pe care apa evident îi deranjează și chiar și metalul șobolanului îi deranjează. Atenție multă și în trafic, atenție și la relații și la bani pentru nativii câine. Pe 23 aprilie, ziua de vineri, această zi este o zi de bivol sub elementul metal in. Ei bine, de data aceasta sunt afectați destul de tare nativii cocoș, culmea, care sunt aliații bivolului și sunt în prietenie secretă cu luna de dragon. Atenție mare că puteți să pierdeți bani sau o prietenie sau o relație, dacă nu sunteți atenți, da? În primul rând vă trebuie amuleta Quang Kung, părerea mea,
sau cardul cu ankung, să-l purtați pe 23 și nu numai, pentru că aceste carduri și amulete, repet, sunt bune toată viața, vă protejează de trădări, de accidentări, de o comunicare agresivă, de furturi în primul rând sau de pierderi materiale, de orice fel ar fi ele. Deci, atenție mare, e bine să aveți protecție cu dumneavoastră și atenție, în continuare, nativilor cocoș, n-ar strica să purtați ceva albastru pe dumneavoastră sau măcar negru. Ceva vizibil, o cămașă, o bluză, da? Un tricou. Următorii afectați sunt nativii oaie, se află în zi de dușman și costea doia bolilor, care nu survine peste nimic extraordinar de plăcut. Survine peste o stea nouă a multiplicării, deci acea stea nouă vine și multiplică, ce vine chiar și zilnic. Această zi este foarte delicată, mai ales pentru nativii oaie, care pot să, Doamne ferește, să aibă probleme cu sănătatea, dar și nativii maimuță pot să le aibă, însă oaia cu precădere, pentru că e afectată și de taisui. Deci toți nativii oaie, dacă cumva ați uitat să vă puneți cardul sau amuleta în geantă, portofel, cu taisuiu, vă rog frumos să o faceți măcar pentru ziua aceasta de 23. Steaua 5 este în centrul chartului, aveți grijă în centrul casei. Nu activați acest centru al casei sau centrul spațiului de lucru. Încercați să nu faceți foarte multe activități acolo și să nu luați decizii importante în acel spațiu de centru. Cine mai este așa și așa, cumva pe o poziție cam nefastă, să spun, destabilizatoare, este nativul cal, pentru că se confruntă cu o stea lunară destul de oribilă, steaua 7, care e confruntațională și, mă rog, vă confruntă cu totul și aveți parte de posibile furturi, pierderi materiale, certuri, trădări, atenție și la accidentări. Și acum vine o stea de multiplicare în această zi. Nu face decât să multiplice, din păcate, acea energie nefastă și mai este și zi de bivol, care nu vă este prea aliat, prea prieten. Iar nativii iepure trebuie să aibă grijă la comunicare, pentru că vă cam certați, adică se poate întâmpla să vă certați sau să nu fiți de acord cu părerea cuiva și să sară la o trântă verbală, să-i spunem așa, trebuie pentru care și nativii iepure au nevoie de o amuletă de protecție pentru comunicare, cum sunt cei trei lei dachinii roșii, de exemplu. Iar la oaie, nu am spus la oaie și la maimuță, vă trebuie neapărat un remediu pentru sănătate să-l purtați în această zi, chit că este amuletă, chit că este card. Bun, mai departe, 24 aprilie, sâmbătă, de data aceasta, cei mai afectați sunt nativii șarpe. În mod expres nativii șarpe, dar sunt și nativii dragon în secundar. Aveți și o stea 5 acolo. Atenție că în această zi se dublează stelele anuale. Stelele anuale. Practic, șarpele și dragonul au steaua 5, dublată acum, pentru că, ce să vezi, au și steaua 5 anuală și mai e o problemă, au steaua lunară 2. Da? Le-am prezentat la B1 în data de parcă 3 aprilie. Da? E bine să ținem cont de predispozițiile lunare. Atenție nativilor șobolan în această zi de 24 aprilie. Au steaua 2 a bolilor, dublată, da? Deci atenție mărită, pentru că voi șobolanii aveți și casa in, casa cimitirilor acolo. Deci e bine să țineți cont de sănătatea voastră, în primul rând, să reacționați la orice simptom sau la orice problemă care ar sugera-o corpul dumneavoastră sau mintea dumneavoastră. Și vă trebuie remedii pentru sănătate, bineînțeles, să purtați o amuletă, un card. Nu mai spun cât de important ar fi remediul în casă. Nativii câine și nativii mistreți, deși vă aflați într-o zi de prietenie, respectiv de prieten secret, de alianță, mă rog, aveți steaua 7 dublată, fraților, și este într-un sector de metal, deci steaua 7 este super împuternicită și mai e și dublată. Mai mult decât atâta, aveți grijă la relația de cuplu, pentru că ea poate să fie cea mai afectată, iar cei care sunteți singuri, atenție la sănătate, pentru că există posibilitatea de îmbolnăvire pe aparat respirator, Doamne ferește, pentru că steaua 7 asta stăpânește aparatul respirator și aveți două deja pe dumneavoastră. Dar atenție în mod special la relații de amiciție și de cuplu, pentru că pot să existe rupturi chiar în această zi.
Vă trebuie protecție în casă și protecție asupra dumneavoastră, dar în mod special în casă, da? V-aș recomanda și este superb și o să vi-l arăt. Remediul dubla fericire cu păsările, care se pune în dormitor, ideal în sectorul de sud-vest al dormitorului. Excepțional remediu pentru aducerea armoniei, a păcii și a înțelegerii în cuplu, dar el trebuie pus remediul în dormitor, nu în casă, așa oriunde. În dormitor. Chiar dacă nu respectați sectorul de sud-vest al dormitorului, nu are așa importanță cât să fie acest remediu. Este un exemplu, mai sunt și alte remedii, cum e cufărul dragostei, cufărul armoniei și al dragostei, cu cele două inimi, e și pe argintiu și pe auriu, și chiar și nodul mistic tibetan, ori în argintiu, ori în auriu, este foarte puternică, e și de protecție. Însă dubla fericire este un remediu țintit pentru a păstra și a ține, a fideliza relația și a armoniza cuplul, da? Deci să gândiți la, mă rog, nu neapărat la fel, da? Să fiți pe aceeași lungime de undă, asta vreau să spun. Așa. Atenție nativilor, în continuare nativilor oaie și nativilor maimuță mai ales, maimuțele, pentru că sunt în zi de tigru, de dușman, trebuie să aibă mai multă grijă de data asta ei. La comunicare aveți o dublare a stelei 3, ce să vezi, o dublare a stelei 3 care mai este și multiplicată de steaua lunară. Deci multă, multă grijă că vă certați din senin, mai ales maimuțele. Atenție să nu deveniți violenți în plan fizic, pentru că violenți verbal puteți să deveniți. Atenție în trafic, atenție la accidentări, atenție la nerăbdare și la impulsivitate. Multă, multă grijă, vă spun, va trebui nativilor maimuță în această zi. Evitați condusul sau, mă rog, orice activitate importantă sau decizii de luat în orele de mistreț, adică între orele 10 noaptea și 12 noaptea pe ora de vară fiind, și în orele de șarpe, între 10 dimineața și 12 la prânz. Atenție, da? Duminică 25 aprilie este zi de iepure sub elementul apă in. O zi nefastă pentru iepuri, din păcate. Aveți steaua 5 a dezastrelor și a distrugerilor și atenție că în mijlocul chartului aveți steaua 7. Asta afectează pe toată lumea, deci este o zi așa și așa. Putem să auzim de mai mulți morți sau infectări, Doamne ferește, cu acest virus, da? Pentru că este steaua 7 care poposește în centru. Și atenție în continuare nativilor cocoș, pentru că voi aveți o lună proastă, o lună destul de proastă, nu foarte proastă, dar destul de proastă. Sunteți în zodia iepure în această zi și aveți o stea de multiplicare a stelei dezastrelor care vine în această lună. Deci prea grozav nu e, chiar dacă steaua nouă e o stea benefică a zilei, totuși ea vine și multiplică ce se află acolo, da? Ce se află și negativ. De asemenea, atenție șobolanilor care sunt penalizați pe comunicare, pe relații, sunt penalizați la greu. Este și o zi de penalizare, deci atenție mărită la excesul de apă, dragilor șobolani. Aveți mult prea multă apă și puteți fi trădați. În această zi puteți să aflați de o trădare anterioară, de care nu știați. Poate alții știau din anturajul dumneavoastră, dar dumneavoastră nu știați. Atenție de o bârfă de care puteți să auziți tocmai în această zi de duminică. Nu puneți la suflet. Eu vă recomand o amuletă de protecție, da, nativilor șobolan. Ce poate fi mai frumos decât amuleta cu dragonul și amuleta anului cu bivolul roșu. Deci aceea ar fi, cum să zic eu, chiar țintită. În această zi ar fi foarte recomandate. Dar nu numai în această zi, repet, pentru că, până la urmă, dragonul este ajutătorul tuturor și amuleta anului, da? Dar acestea două, vă spun, pentru șobolan sunt foarte bune și recomandate în această zi. E adevărat că e zi de duminică, e adevărat că nu mergeți la lucruri din fericire, deci cumva acest lucru vă protejează. În centrul chartului spuneam că este o stea 7, deci atenție mărită. Deci nu luați masa, nu activați sectorul de centru a casei. Nu luați masa acolo, nu ascultați televizorul acolo, nu vă jucați cu copilul în centru casei. Mai departe, calul, spuneam că este destul de afectat, calul este și pentru el o zi de mică penalizare, dar pe sănătate de data aceasta. Și atenție că deși se creează un hotu cu steaua lunară, nu prea își face efectul acest hotu. Ajunge să nu prea se simtă, din păcate.
Puteți să faceți bani, puteți să fiți carismatici, dar ce folos că aveți totuși steaua a doua a bolilor care vine și poate să lovească, din păcate, lovește din cauza stelei șapte lunare. Da? Deci atenție mai mare la aparatul respirator, tot ce ține de el, și chiar și sistemul digestiv. Deci atenție și la inimă, sigur că da, că și aceasta e influențată de mai mulți factori. 26 aprilie, ziua de luni, este o zi de dragon sub elementul lemn, numai că acum avem doi dragoni. Deci avem dragonul lunar și dragonul zilei. Dragilor, dragoni, aveți penalizare puternică în această zi, mai aveți și o stea șapte a pierderilor și trădărilor și accidentărilor, deci atenție mare nativilor dragoni, ei sunt de fapt cei mai afectați în această zi, ei și nativii câine, care sunt zodia lor opusă. Dragonii trebuie să aibă multă grijă la pierdere materială și la accidentări, multă. Atenție în trafic, atenție, poate porniți pe jos. Dacă aveți cum și dacă distanțele sunt mici pe care le aveți de parcurs. Nativii câine au o stea de multiplicare, să nu uităm că mai multiplică și ce vine anual, adică steaua șapte anuală. Deci dragonii au steaua șaptea zilei, câinii au steaua multiplicării, care vine și multiplică și steaua anuală șapte, care e pe sectorul lor. Aveți grijă, nativii cal în continuare, pentru că vă puteți certa și este o zi cu oarecare predispoziție pentru irascibilitate și impulsivitate. V-aș recomanda cei trei lei dachinii roșii sau amuleta celor trei celești sau amuleta celor trei scuturi cu trei celești, oricare din acestea. Iar nativii oaie și nativii maimuță, mai ales nativii oaie de data asta, trebuie să-și controleze mult sănătatea, să nu apară vreo afecțiune pe sistem digestiv sau pe sistem glandular sau pe aparat reproducător, da, Doamne ferește. Iar dacă se întâmplă asta, țineți minte că ar fi grozav să purtați culori de metal, adică alb, gri, mă rog, și cu argintiu, auriu, eventual. Deci, toată axa de sud-vest, sud-est, da, sud-vest, sud-sud-est, este afectată în această zi și trebuie ținut sub control tigrul și bivolul, respectiv câinele și mistrețul, da? Deci, cumva, mai multă grijă. 27 aprilie, ziua de marți, este o zi de șarpe sub elementul lemn-in. Ei bine, acum iepurii sunt vizați, aveți o stea șapte destul de neplăcută, cocoșii de asemenea aveți o stea de boală, deci atenție mare, atenție mare. Iar șobolanii nu se simt în largul lor, aveți o stea cinci a dezastrelor și distrugerilor. Deci pentru toate astea e inutil să vă mai spun care remedii sunt. Remediile de sănătate sunt cu ulul cu Garuda, ulul cu Garuda, ulul cu Medicine Buddha, Medicine Buddha simplu. Statuete în casă, în sectorul afectat de steaua anuală sau și remedii asupra dumneavoastră, adică amulete sau carduri. Pentru steaua 2 a bolilor de pe cocoș, sigur că da, ar fi ideal cardul Medicine Buddha sau o amuletă cu Medicine Buddha sau o amuletă cu ulul. Apropo, au revenit în stoc amuletele acele albastre frumoase, rotunde, cu Medicine Buddha și cu humurile pe spate, cu silabele hum. Vă invităm să le vedeți pe site-ul nostru, pe romaniafengshui.ro. Mai departe, zodia, deci spuneam că șobolanul este foarte afectat. În continuare, oaia și maimuța își revin. Atenție în continuare însă nativilor oaie. Iar iepurele, spuneam că este cel mai panicat, să spunem, cel mai afectat, pentru că aveți steaua șaptea furturilor, dezorientării, trădărilor, accidentelor și este o zi de șarpe care vă cam înghite, da? Deci multă grijă, vă trebuie amuleta Quan Cung și amuleta Linocel și Elefant, dacă mă întrebați, pentru nativii iepure. Iar pentru cocoș, un remediu pentru sănătate cu voi. Vedeți că există și pandantivele pentru sănătate cu Medicine Buddha, auriu sau pe argintiu, le vedeți pe site-ul nostru, sau cele cu ulul argintiu într-un cerc auriu. Miercuri 28 aprilie este zi de cal sub elementul foc yang, atenție, sub elementul foc yang. Aveți o stea 5 a dezastrelor și distrugerilor chiar nativii cal, deci e o zi cu penalizare din păcate.
Atenție la relații, la relațiile de cuplu în mod special, să nu vă certați inutil. În schimb, pentru oaie și mai mult să vine steaua 7 în sectorul lor, deci nu prea mai au așa susținere, oaia este singura susținută de zodia cal a zilei, dar maimuța nu neapărat, cu toate că și maimuța se spune că virgulă călărește calul. E singura care îl poate struni. Pentru nativii șarpe este o zi cu potențial de dragoste, dar, adică susținere din partea partenerului, dar atenție, atenție că este o stea de multiplicare acolo a stelei bolilor lunară, deci nu este glumă, adică ce folos dacă ne iubim, dacă nu stăm bine cu sănătatea, știți? Deci multă grijă la sănătate nativilor șarpe și în mod special luna aceasta, șarpele și dragonul sunt vizați cu sănătatea pentru că este steaua 2 a bolilor, suprapusă peste steaua 5 anuală. Deci în orice zi de multiplicare, multă grijă pentru dragon și șarpe. Vă ajută jurnalele și calendarele noastre, da? Aici le vedeți. Dar mai ales jurnalele, vă spun, pentru că aici aveți stelele pe zodii. Le aveți mură în gură calculate deja. Cei care ați făcut cursul de începător oricare, știți să vă calculați și calendarul vă arată steaua zilei, adică ce e în centru. După care dumneavoastră mergeți prin metoda respectivă pe loșuri și vă calculați ce stea aveți pe sectorul dumneavoastră care este răspunzător de zodia dumneavoastră, evident. Bun, aveți și calendare aici, calendarele, să vedeți în ce zodii anuale sunteți și așa mai departe. Bun, deci ca să revenim, calul nu duce prea grozav în această zi de 28, atenție mare nativilor cal, atenție mare nativilor oaie și nativilor maimuță mai ales, pentru că aveți o stea 7-a zilei, deci vă trebuie rinocer și elefant și Kuang Kung. Atenție deci la accidentări. Pentru nativii câine și mistreț, mai ales pentru nativul mistreț, pentru că câinele este într-o zi de aliat, asta nu înseamnă să nu fie atent nici câinele, dar mistrețul este foarte afectat de steaua 2 a bolilor, care se suprapune peste o stea 4 lunară și o stea 7 anuală. Se creează un foarte mic hotu care nu are nicio importanță. Trebuie să fiți în continuare foarte grijuli cu sănătatea dumneavoastră în astfel de zile nativi mistreți, da? Și nu prea aș recomanda decizii importante legate de operații sau alte decizii medicale pentru nativii mistreți în această zi, dar nici chiar pentru nativii câine, sincer. Bun, mai departe, joi, 29 aprilie, este zi de oaie sub elementul foc in. În centrul chartului aveți steaua 2 a bolilor, deci e bine să nu folosiți centrul casei toată această zi de 29, joi. Joia aceasta, deci când e oaie sub elementul foc in, este o zi destul de impulsivă, o să râdeți. Și cea precedentă, ziua de cal sub foc, yang, normal că a fost mai impulsivă și mai ales oamenii care se știu cu impulsivități și n-au răbdare, atenție mare în ambele zile. Cei care aveți tensiune arterială mărită, cei care aveți tensiune oscilantă, atenție mărită în ambele zile. Și uite cine trebuie să aibă atenție mai multă. Primii care sunt vizați sunt bivolii, în mod special. Normal, este zodie de dușman și bivolii au steaua 5 în această zi, steaua dezastrelor. Deci vă dați seama, bivolii sunt primii vizați. Ei, lor le trebuie pagoda celor 5 elemente împreună cu stupa Budanat, amuletele. Dar n-ar strica și pagoda celor 5 elemente, de fapt, pentru toți în casă, în cazul nostru, pentru această lună, să spunem, nu neapărat în sectorul vostru trebuie pusă pagoda celor 5 elemente, ea trebuie respectată, pusă în sud-est. Dar iată că în această zi, nord-estul este afectat doar pentru o zi. Nativii șobolan, atenție mare în această zi de oaie, nu se simt deloc bine, atenție și în trafic, că este steaua accidentărilor, Doamne ferește, batem în lemn, atenție la trădări, atenție la discuții în contradictoriu, să nu vă luați la trântă la propriu, nici măcar trântă verbală. Purtați amuleta rinocer și elefant și purtați și amuleta Kuang Kung, atenție, amuletele sunt cele mai complexe, da? Aveți grijă și nativii câine. Puteți să vă certați și dumneavoastră. De fapt, și mistrețul se poate certa, că până la urmă câinele și mistrețul aveți steaua 3 în această zi.
Dar șobolanul este clar penalizat, că șobolanul poate să aibă de furcă destul de tare cu această zi, deci multă, multă grijă și prudență și lăsați impulsivitatea la o parte și odihniți-vă. Centrul casei, vă spuneam că este afectat de steaua 2 a bolilor, destul de afectat, chiar urât. Cei care aveți probleme cu boli de pământ, nu staționați în centrul casei pentru nimic în lume, deci nu stați nici măcar pe canapea la televizor. Dacă canapeaua dumneavoastră este pusă în centrul casei, am dat doar un exemplu, da? Unii poate au, nu știu, patul în centrul casei, zic și eu, mă rog, nu prea este tipic, dar se întâmplă. Multă grijă, mutați-vă din zona aceea pentru o zi și o noapte, da? Cei care aveți probleme cu bolile de pământ, deci foste, Doamne ferește, cancere, leucemii, gastrite puternice, ulcere puternice, stomacale, duodenale, cei cu probleme cu sistemul glandular sau probleme digestive, deci am spus puternice, încercați să evitați în această zi major centrul casei. Nu stați acolo, nu-l activați. Da? Cam astea ar fi predispozițiile proaste pentru această zi. Am început și termin cu cele proaste, cele bune nu prea le mai spun, ați văzut, am mai atras atenția. Tocmai ca să fim pregătiți pentru ce urmează și ca să nu termin așa, câinele și mistrețul în această zi de 29 aprilie chiar pot să aibă probleme cu comunicarea, mai ales nativul câine, care este în această zi puțin cam refractar și cam intolerant și cam neiertător și cam impulsiv. Iar ziua de vineri 30 aprilie este o zi de maimuță sub elementul pământ yang. O zi în care în centrul casei poposește o stea de ceartă, deci atenție, nu folosiți centrul casei pe cât posibil, iar cocoșii, deși fac bani în această zi, pot să fie afectați în relațiile cu oamenii sau în alt fel de probleme, pentru că aveți steaua 5 a dezastrelor, care se suprapune peste steaua 5 lunară. Deci, în această zi de 30 aprilie, se dublează stelele lunare de data aceasta, deci cei care o duc bine luna aceasta o duc și mai bine în această zi, cu condiția să le fie favorabilă zodia. De exemplu, nativii Tigru, deși aveți o stea 6 foarte frumoasă dublată, atenție mare la posibile accidentări în orele de șarpe, între orele 10 și 12 ziua, dimineața spre prânz, și în orele de mistreț, nu conduceți mașini, camioane sau mai știu ce, dacă sunteți șoferi, între orele 22-24 în această zi de 30 aprilie. Atenție mare! Șoferilor, tigrii, mă rog, deci se acumulează două stele de metal cu o stea de multiplicare anuală într-o zi de dușman, care creează penalizări în intervalele acelea orare pe care le-am menționat. Pentru bivol, nu sunt probleme, iată, n-ar trebui să fie probleme în această zi de maimuță, dar pentru tigru sunt. Deci, ies la iveală în ziua de dușman lucrurile negative de multe ori, trebuie să fim puțin mai în alertă și puțin mai atenți. Nu înseamnă să intrăm în panică, să nu mai facem nimic, în niciun caz. Niciodată nu mă opresc din activitate în zilele de maimuță, știu că sunt uneori provocată, sunt bune de multe ori că mă mai strunesc să fac lucruri. Deci, iată, nu este un capăt de țară. Sunt stele bune în mare, adică avem tigri stele bune în această zi de maimuță pe 30, dar bivolii deci nu sunt afectați cam de nimic și trebuie să aibă grijă la condus, totuși că pot să fie mai impulsivi. Bivolii se enervează greu, dar puternic când se enervează. Iar nativii șarpe, atenție mare, și dragonii și șerpii aveți o stea de boală, o să ziceți, da, mă, dar mă ajută zodia. Da și nu. Mai ales pe șerpi. Deci atenție mărită la orice vă spune corpul, evitați aglomerațiile și fiți atenți la semnalele corpului, cum vă spuneam, și încercați să vă odihniți, chiar dacă este weekend, chiar dacă mai e de muncă înainte de Paște, chiar dacă, da? Pentru nativii cocoși, spuneam că este o zi cu mici probleme, pentru că mici mari pot să fie, Doamne ferește, pentru că se dublează steaua 5, deci atenție mărită la orice legat de sănătate, pierdere de bani, posibile relații, nu vă certați, nu fiți impulsivi. Atenție și nativilor oaie,
dar și nativilor maimuță, pentru că aveți exces de metal acolo și pământul produce metalul conform ciclului elementelor, deci e zi de pământ, pe metal yang și mai vine încă destul acolo, pentru că sunteți voi înși vă maimuțe. Deci atenție mare nativilor oaie și nativilor maimuță la certuri posibile și nerăbdare și în cazul vostru. Iar pentru nativii cal, atenție mare că e foarte urât, sunt două stele șapte. Maimuța nu vă ajută neapărat, vă cam călărește, vă cam strunește, vă cam obligă să faceți niște lucruri. Învățați să spuneți nu dacă nu vă convin. E o zi destul de delicată această zi de vineri 30 aprilie pentru foarte multe zodii, dacă observați. Ba mai mult mai este și în centrul steaua 3 a certurilor, deci cu atât mai mult. Poate să amplifice dacă faceți activități foarte multe sau aveți musafiri sau ceva în centrul casei. Atenție mare cum folosiți centrul casei, va trebui un obiect roșu acolo sau niște flori roșii în centrul casei pentru a mai atenua din această stea 3 de ceartă, care știți bine că, mai ales cei care au făcut cursul de începători, că este o stea de lemn. Iar nativii oaie, spuneam că și ei trebuie să aibă grijă la ceartă și la toate acestea. Restul zodiilor nemenționate, cum sunt câinele și mistrețul, iepurele, bivolul, deci nemenționate, ei o duc mai bine. Dar toți ceilalți pot să fie puțin mai afectați și cumva cam irascibili și cam obosiți. Deci încercați să vă odihniți toate aceste zodii pe care le-am menționat, da? E încă lună de dragon. Atenție, o să auzim de inundații posibile în anumite zone ale globului. Unii oameni se confruntă cu posibile probleme cu apa în casă. Deci atenție la, Doamne ferește, țevii, mă rog, să nu se spargă, să nu se rupă, să nu se corodeze, țevii, furtune de alimentare, mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe, care se pot defecta sau pot să existe probleme cu comunicarea apei, cu trecerea apei prin aceste, mă rog, țevăraie și așa mai departe. Există această predispoziție pentru că dragonul este o zodie de pământ yang, dar este un element de apă yang ca patron al tulpina celestă, se numește, de pe lună. Deci este o problemă și cu apa în anumite zone pe glob, mai ales în emisfera nordică, în anumite țări care sunt mai afectate cu stelele și așa mai departe, cu energiile. Este totuși o zodie foarte puternică, acest dragon, da? Și știm foarte bine că elementul pământ distruge apa în ciclul elementelor, deci poate să fie o relație distrugătoare la un moment dat cu alunecări de teren din cauza fie a unor ploi mai abundente sau a unor inundații de un anumit fel, care sigur că sunt neprevăzute. Da? Deci cam astea ar fi niște predispoziții, poate că acest lucru, cred că l-am omis, sau mă rog, l-am menționat de fapt la B1, dar într-o formă mai atenuată, pentru că știți că există dorința la unele posturi să nu se spună ceva foarte de rău și la alte posturi există să se amplifice răul. Deci, atenție, trebuie să extragem lucrurile adevărate și reale ca predispoziții și să nu exagerăm de nicio parte, da? Eu vă doresc numai bine, sigur că mai erau mai multe de spus, ca de obicei. Voi încerca să le completez săptămâna viitoare. Vă las cu bine, sper, și să auzim numai de bine și să fiți sănătoși, în primul rând, și puternici în această lună de dragon. Doamne ajută!